Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, atât din perspectiva profesorului, cât și din perspectiva studentului, cu invitatele mele, conferențiar universitar dr. Speranța Milankovic, care este în platoul nostru și este decanul acestei facultăți. Bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Alături de noi este și Delia Ciurba, studentă anul 2 la psihologie în cadrul facultății. Bine ați venit pentru prima oară în platoul nostru. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Vreau să încep cu doamna decan și să o întreb despre oferta educațională a facultății în ceea ce privește specializarea de licență, specializarea de master. Într-adevăr, facultatea noastră oferă specializări atât la nivel licență cât și la nivel masterat. Și așa cum ne-am obișnuit de-a lungul timpului, structura eterogenă a facultății oferă o paletă largă de oportunități de specializare, atât, iată, în direcția psihologiei, nivel licență și masteratul aferent psihologie clinică și psihoterapie, cât și în domeniul pedagogiei învățământului primar și preșcolar, respectiv masteratul de management educațional. Însă, totodată, avem un filon consistent și de tradiție în direcția limbilor moderne aplicate, acolo unde potențialii studenți pot studia limba engleză, limba franceză, limba germană. De asemenea, oferim o specializare mai nouă în peisajul învățământului superior local, și anume studii de securitate, cu o deschidere deosebită înspre, sigur, structurile administrative locale și centrale, dar și înspre alte instituții ale statului, acolo unde competențele în sfera securității inteligențului sunt esențiale. Nu uităm, sigur, să menționăm specializarea educație fizică și sport și masteratul de management al organizațiilor și activităților sportive. Respectiv, trebuie să punctăm, tot în cadrul Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, își desfășoară activitatea colectivul departamentului pentru pregătirea personalului didactic, acest departament practic deservind toate specializările, atât din cadrul universității noastre, cât și, sigur, pentru absolvenți externi, care doresc să își completeze paleta de oportunități profesionale și înspre direcția unei cariere didactice. Suntem în febra admiterii, iată, de la o zi la alta emoțiile cresc și vreau să vă întreb despre calendarul admiterii și despre numărul de locuri disponibile la facultate. Sigur, conform structurii anului universitar și așa cum tinerii sunt obișnuiți, există două sesiuni de admitere, cea de vară, numită cea de vară, respectiv cea de toamnă, însă, în mod evident, pentru a-și securiza locul din timp, recomandăm tuturor celor interesați de continuarea studiilor la nivel universitar să se înscrie deja, pentru că avem, pe de o parte, o platformă online foarte prietenoasă și foarte ușor accesibilă, în așa fel încât procesul de admitere s-a simplificat extrem de mult față de anii trecuți, atunci când, sigur, era privilegiat dosarul clasic de candidatură. Acum, iată, e vorba despre scanarea documentelor esențiale aferente școlarizării anterioare și încărcarea acestora pe platformă pentru un prim pas administrativ al validării dosarului. Și, sigur, acest lucru se poate face din confortul propriei locuințe, la orice oră, în așa fel încât să nu constrângem potențialul candidat la deplasări neapărat la sediile noastre. Însă, pentru cei mai clasici sau pentru cei care doresc să dezambiguizeze viitorul traseu profesional și nu sunt foarte hotărâți, au nevoie de consiliere în acest sens, oferim, sigur, biroul dedicat admiterii, pe care
îl pot accesa potențialii candidați. De asemenea, sigur, ne pot contacta la secretariatul facultății în așa fel încât toate informațiile de care ar putea avea nevoie în funcție de situația particulară a fiecăruia dintre aceștia să le fie oferite de către persoane competente. Doamna Delia, vreau să vă întreb de ce ați ales această facultate, respectiv specializarea? Pentru că consider că în permanență e nevoie să ne cunoaștem pe noi înșine și cred într-o formare profesională continuă. De-a lungul formării mele și de-a lungul carierei profesionale am lucrat în contexte de consiliere și am considerat că este nevoie de o învățare sistematică, științifică, care ți oferă doar o specializare și o facultate. Dacă ar fi, sunteți deja în cadrul facultății, dacă ar fi să vă întreb de ce ar trebui în general să aleagă un absolvent de liceu facultatea și implicit specializarea pentru corpul profesoral, pentru dotări, cum le-am ordonat? Siguranță am găsit, în primul rând a fost site-ul ca primă sursă de informare și am găsit acolo foarte multe informații. În al doilea rând, cadrele didactice, majoritatea sunt și practicieni și este foarte important când partea de teorie este dată mai departe într-un context didactic de către cineva care și practică psihologia. Dotările care sunt de ultimă oră, atât în cadrul sălilor de curs, centrul de consiliere în carieră, care beneficiază de baterii de teste și atunci noi putem să testăm atât ca și client, cât și ca viitor practicieni și să putem să ne facem o idee și să ne creionăm viitoarea carieră după terminarea facultății. Așadar, o paletă largă de posibilități după terminare, dar și un sprijin atât pe partea materială cât și profesorală. Cu siguranță. Profesorii ne sunt întotdeauna alături, ne răspund cu drag la întrebările pe care le adresăm și am găsit o deschidere foarte mare și o susținere pentru student. Și evident, dotările tehnice de care dispunem, evenimentele științifice care se organizează pentru studenți, de exemplu avem parte de workshop-urile susținute de Centrul de Formare și Cercetare și Formare în Logoterapie, care este un curent relativ nou în România și atunci am avut parte de workshop-uri astfel încât după terminarea facultății să ne putem alege în cunoștință de cauză calea spre psihoterapie, cei care doresc. Centrul de bioetică, iarăși alte workshop-uri, ceea ce înseamnă că suntem în permanent ținut la curent cu noile tendințe în psihologie și psihoterapie. Doamna decan, păstrăm subiectul, sunteți sufletul multor proiecte, eu am doar 4 aici, una după alta în desfășurător. Sunt sigură că sunt mult mai multe, vreau să le creionăm pe cele mai importante și să începem cu conferința online de logoterapie cu partenerii străini. Într-adevăr, acest domeniu interdisciplinar de altfel, care se adresează și atrage audiența atât evident din sectorul psihologilor, psihoterapeuților, cât și din domeniul medical, pedagogic și așa mai departe, este mai puțin explorat la ora actuală în România, chiar dacă în străinătate este o tendință extrem de actuală și de căutată. Iar în parteneriat cu colaboratorii noștri francezi, dar și cu profesorul Louis Begioni de la Universitatea Roma Tor Vergata, un specialist în domeniul neurolingvisticii, am inițiat această serie de activități extracurriculare care să se încheie prin journée d'étude, cum spunem noi, zile dedicate studiului, dar și mai pretențios conferințe atunci când e cazul,
în așa fel încât să transmitem cunoaștere mai departe înspre doritori. Și iată, suntem deja la cel puțin a cincea întâlnire științifică de acest tip. De altfel, acestea soldându-se și cu un volum apărut la prestigioasa editură Sirmi Paris Trois Nouvelles, în parteneriat cu Presa Universitară Clujană, un volum care ne face cinste și pe care sperăm îl vor citi cu plăcere studenții și masteranzii noștri. Știu că aveți un proiect în colaborare cu Universitatea Catolică din Lille, Franța. Într-adevăr, prestigiosul lanț al universităților catolice este reprezentat și în orașul francez Lille, iar colegii, omologii noștri de acolo, într-o deschidere extraordinară înspre colaborarea cu țara noastră și în special cu universitatea noastră, au acceptat atât încheierea, sigur, unui parteneriat care să fundamenteze legal demersurile noastre, dar și unele acțiuni deja concretizate, reciproce, atât prin vizita noastră la Universitatea din Lille, cât și prin prezența domnului profesor Jérôme Roudier, o personalitate de prim rang în domeniul filozofiei științelor politice, într-o conferință extraordinară pe care domnia sa a susținut-o la Universitatea noastră. Sigur, avem și alte proiecte în plan, dar nu devoalăm toate detaliile, dorim să venim cu surprize, sperăm în următoarea emisiune. Vreau să punctăm scurt și evenimentul Zilele Academice. Este evenimentul care a marcat luna mai, nu puteam să nu-l punctăm aici. Cu siguranță, Zilele Academice Arădene sunt punctul culminant al coagulării energiilor noastre în domeniul științific și reprezintă o acțiune de tradiție inițiată, sigur, dintr-o începuturi de către regretatul rector fondator, domnul profesor dr. Aurel Ardelean, continuată cu forță intelectuală și cu implicare de către doamna rector, profesor dr. Coralia Cotoraci, și care a reușit și în acest an să aducă la Arad personalități de prim rang în diverse domenii, sigur toate facultățile în funcție de area lor de interes, au avut invitați de prestigiu în ceea ce privește facultatea noastră, în domeniul științelor socio-umane. Am avut un nou workshop dedicat logoterapiei cu toate personalitățile pe care le-am menționat anterior și care au susținut prelegeri la acest eveniment, dar și o intervenție în domeniul științelor politice și securității susținută de conferențiar dr. Iulian Fota. Știu că aveți și proiecte câștigate prin competiție și mi se pare foarte interesant. Despre ce este vorba? Cu siguranță, ceea ce ne propunem la nivelul colectivului facultății este evident să atragem prin competițiile care sunt deschise în acest sens fonduri care să permită sustenabilitatea financiară a unor demersuri de publicare de volume de carte, de invitare a unor personalități, în așa fel încât să putem oferi nu doar studenților noștri, masteranzilor, cadrelor didactice din cadrul facultății, cât și publicului arădean în sens larg, publicului doritor de acces la cunoaștere. Interacțiuni cu personalități atât din spațiul românesc al cercetării și învățământului, al culturii în general, cât și sigur din străinătate. Colectivul de cadre didactice al facultății s-a perfecționat în timp în ceea ce privește redactarea acestui tip de aplicații și, da, într-adevăr, beneficiem de susținerea diverselor tipuri de organisme, atât, sigur, a celor locale, Centrul Municipal de Cultură Arad, Centrul Cultural Județean Arad, pentru invitarea în cadrul unor serii de conferințe a unor personalități, dar sigur, punctând ceea ce mai tânăra noastră colegă de la nivel licență a subliniat,
prin programul PNRR, Programul Național de Redresare, Planul Național de Redresare și Reziliență, am obținut, iată, fonduri pentru dotări extraordinare ale unor laboratoare, precum cel de psihopedagogie la care făcea dumneai referință și care, într-adevăr, permite studentului, masterandului, accesul la baterii de teste, accesul la o cunoaștere, sigur, tehnologizată, pentru că suntem în era tehnologiei, în așa fel încât specialistul pe care universitatea noastră, Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, îl livrează pe piața muncii, să fie sincronizat cu exigențele pieței europene de specialitate. 9 mai a fost ziua facultății și știu că ați avut invitații din Szeged, Ungaria. Cum s-a desfășurat? Într-adevăr, în fiecare an, în data de 9 mai, Ziua Europei, facultatea noastră celebrează și ziua sa de naștere, iar în acest an, așezând evenimentul sub cupola interculturalității și multiculturalității care guvernează acest spațiu în care ne situăm geografic și ca mentalitate, am avut ca invitați colegi de la Universitatea din Szeged, mai exact colectivul Catedrei de Limba Română de la această universitate, precum și toți studenții specializării Limba Română de la Universitatea din Szeged, studenți care au avut cu această ocazie în premieră oportunitatea de a participa la cursuri de limbă și literatură română în mod direct, deoarece, sigur, ei au astfel de experiențe doar simulate în cadrul Universității din Szeged. De asemenea, au fost alături de noi toate cadrele didactice de la această catedră, cu care, sigur, dorim să lansăm niște proiecte în parteneriat care să vizeze comunitatea românilor din Ungaria, cu atât mai mult cu cât delegația a fost însoțită și de doamna primar a localității Mikerechi, de altfel cea mai solidă comunitate de români din țara vecină. Vreau să rămânem la acest subiect al proiectelor și parteneriatelor și vreau să vă întreb despre proiectele în care sunt implicați studenții și dacă accesați mobilități, pentru că universitatea se mândrește cu acest program Erasmus Plus de mobilități. Da, cu siguranță. Bursele Erasmus și programul Erasmus în general oferă o experiență atât academică, științifică, cât și, până la urmă, o cunoaștere a culturii țărilor în care universitatea are parteneri. Și vine ca un plus pentru dezvoltarea atât personală, cât și știind profesională a studentului. Este o oportunitate care ne bucurăm că o avem în cadrul universității și facultății noastre. Unde ați plecat, dacă ar fi să plecați? Trebuie să cunoașteți limba? Sau e limba engleză în multe dintre ele? Limba engleză preponderent, sigur, în țările francofone, Franța, da, și celelalte țări, limba franceză, dar în general un atestat de competență lingvistică pe limba engleză, nivel B1, este suficient pentru accesarea unor astfel de mobilități. Mai mult decât atât, aș completa, avem parteneriate, precum, iată, cel cu Ungaria, despre care vorbeam la punctul precedent, într-un alt context, unde chiar și limba română poate fi, dacă nu suficientă, cel puțin foarte importantă, deoarece sunt comunități importante de români la aceste instituții și catedre de specialitate unde se poate, sigur, folosi chiar și limba română. Iată, acestea vin așadar să ușureze cumva accesul spre programul Erasmus. Fără îndoială. Este o oportunitate de care ne bucurăm. Până la urmă, suntem unitate în diversitate. Nu ai cum să experimentezi diversitatea cât timp stai la tine acasă. Te duci și vezi ce înseamnă la instituțiile partenere, să vezi cum este să fii student acolo și ai acces la o altă cultură ca să poți să înțelegi mai bine. Așa este. Ce alte burse mai sunt în cadrul facultății? Universitatea noastră, în mod tradițional, oferă suport studenților, atât celor performanți cu medii mari, atât la admitere cât și pe parcursul anilor de studii, sigur, susținându-i prin burse de performanță, însă, în egală măsură, avem și un sistem de burse,
haideți să le numim sociale, da? Care da. Vin pentru a sprijini anumite categorii care, din nefericire, întâmpină dificultăți care s-ar putea constitui în bariere în calea formărilor profesionale. Și atunci Universitatea de Vest Vasile Goldiș, asumându-și pe deplin rolul de universitate comunitară, așa cum ne-am făcut cunoscuți de-a lungul anilor, înțelege să sprijine demersurile acestea de perfecționare, înlăturând, iată, total sau parțial, bariera financiară, în așa fel încât egalitatea de șansă în educație să fie realmente un concept pe deplin implementat, nu doar o teorie. Este nevoie, cred, de o anumită notă pentru bursele de merit, pentru cele sociale, cum se desfășoară? În cazul burselor sociale, sigur, există criterii administrative, documente care vin să ateste o anumită stare de fapt, o condiție medicală după caz sau o condiție familială care s-ar încadra în această categorie și atunci, astfel, în urma analizei dosarului, conducerea instituției, Consiliul de Administrație validează aceste burse. O întrebare pentru ambele mele invitate, doamna decan, doamna studentă. Care sunt posibilitățile de carieră după terminarea, în viitor, am vrut să zic foarte repede, după terminarea studiilor? Începem cu doamna decan. Am să las terenul psihologiei pentru studenta noastră și am să mă refer succint la celelalte domenii. Pedagogia învățământului primar și preșcolar continuă să fie și ne bucură acest lucru atractivă. Sigur, este un domeniu preponderent feminin. Majoritatea celor care aleg să se pregătească pentru a deveni educatori învățători sau profesori învățământ primar, după, în funcție de vremuri, schimbăm titulaturile. Sigur, sunt în general doamne și aici pe colo și câte un domn. Dar domeniul este în continuare atractiv, nevoia este foarte mare și Universitatea de Vest Vasile Goldiș și-a sedimentat în timp o imagine favorabilă prin performanțele pe care le-au dovedit concret studenții și masteranzii noștri, în așa fel încât ocupând prin concurs, sigur, posturi în învățământul preuniversitar, aceștia au validat calitatea procesului nostru didactic. În ceea ce privește studiile de securitate, despre care vă vorbeam anterior, sigur, acestea oferă o paletă largă de oportunități, atât pentru cei care se gândesc ulterior la o carieră în structuri ale Ministerului de Interne, ale Poliției, penitenciare și așa mai departe, cât și în structurile administrative locale și centrale, primării, prefecturi, instituții ale statului care au nevoie de specialiști pentru protecția datelor cu caracter personal și așa mai departe. Pentru domeniul educație fizică și sport, respectiv masteratul aferent, atractivitatea sigur vine din dubla valență a acestei specializări. Pe de o parte, pregătim pentru cariera didactică profesori de sport, pe de altă parte, sigur, pentru manageri, cluburi sportive, antrenori și așa mai departe, toate profesiile care au într-un fel sau altul legătură cu sportul și care sunt, sigur, în egală măsură atractive pentru potențialii candidați. Limbile moderne aplicate sunt, haideți să spunem, cireașa de pe tort în ceea ce privește oportunitățile de angajare, având în vedere faptul că acestea, mai ales în combinație cu o altă specializare, oricare ar fi aceasta, științe juridice, în domeniul educațional, în domeniul psihologiei și așa mai departe, vin să deschidă înspre Occident, să deschidă înspre un areal mult mai larg paleta de oportunități profesionale ale studentului. În ceea ce privește psihologia, de unde începem? Cum e mai bine să facem? Ne angajăm într-o instituție care are nevoie de psiholog sau, dacă avem posibilități materiale, ne deschidem propriul nostru cabinet? Cred că e în funcție de fiecare persoană în parte. Ambele posibilități sunt valide și se poate opta pentru oricare dintre ele după terminarea licenței.
În momentul în care te orientezi spre libera practică, trebuie să ai în vedere și un masterat și ne bucurăm, eu mă bucur faptul că la facultate avem un masterat recunoscut de Colegiul Psihologilor, aspect foarte important, de psihologie clinică și psihoterapie. Asta în cazul în care dorești să te acreditezi, să intri în supervizare la Comisia de Psihologie Clinică. În cazul în care te tentează mai mult școlile de psihoterapie, după terminarea facultății, indicat ar fi și master, pentru că noi suntem pe sistemul Bologna, 3+2, e alegerea unei școli de psihoterapie acreditată de colegiu. Oricare ar fi varianta pe care optezi ca angajat într-o organizație publică sau privată sau libera practică, este important, sau cel puțin deviza mea este că învățăm cât timp trăim. Pentru că e sănătos pentru mintea noastră și, în al doilea rând, nu ai cum să fii un specialist competitiv pe piața muncii și, într-adevăr, de folos oamenilor, că de aceea probabil mulți își aleg această carieră, dacă nu înveți în permanență și nu ești la curent cu noutățile și abordările diferite. Deci, oricare cale este potrivită. Din punctul meu personal de vedere, libera practică este cea care o intenționez după licență, dar evident masteratul ca și formare. Contează și va fi prioritar. Bun. Un mesaj pentru cei care vor să vină spre facultate, dar nu sunt hotărâți nici acum. Ce mai le putem spune pe ultima sută? Că poate ei chiar vor și chiar le lipsesc câteva cuvinte de încurajare. Doamna decan. Vedeți, dumneavoastră, și prin prisma unor proiecte pe care le-am derulat la nivelul facultății și despre care am vorbit și ați avut și dumneavoastră în emisiuni la televiziune ca invitați, spre exemplu pe Consulul General Onorific al României în Haiti sau colegi din Nepal. Și după experiența practică în aceste areale, aș îndemna orice potențial candidat să se bucure, să profite cu 10 mâini de oportunitatea de a învăța, de șansa extraordinară pe care o avem cu toții, să trăim într-o Europa care ne oferă oportunități fantastice, egalitate de șansă, acces la învățare, tehnologia aferentă. Să nu ratăm această oportunitate, să ne bucurăm de ea. Indiferent că învățăm în cadrul instituționalizat sau liberi de constrângere, important este să învățăm, așa cum sublinia și studenta noastră, pe tot parcursul vieții. Un mesaj scurt, din propria experiență, din propria experiență, de acolo, din facultate. Da. Este intenția de a învăța, este o intenție individuală, dar e important contextul și de la cine înveți. Și facultatea este un mediu de explorare a profesiei și e important să ți se ofere posibilitatea, oportunitățile, astfel încât să știi ce vrei să începi să creionezi, ce vrei să faci după terminarea facultății. Și atâta timp cât ai practicieni, cum am spus la început, care știu să-ți pună informația teoretică într-un context practic, ei vin cu experiență bogată în spate și când ne predau partea teoretică la catedră, și în al doilea rând aceste workshop-uri unde poți să vezi mai multe abordări ale psihologiei, logoterapie, psihologie dinamică, sunt profesorii sunt de diverse formări și atunci toate aceste întruniri, workshop-uri ne pot da o idee astfel încât să știm ce avem de ales după absolvire. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiunea noastră și vă dorim mult succes în toate proiectele pe care le întreprindeți. Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare alături de programele televiziunii Arad.